Bun găsit! Cu toții ne simțim amețiți din când în când și ne gândim că poate nu ne-am hidratat, nu am dormit suficient sau avem doar o cădere de calciu. Astăzi vedem împreună care sunt afecțiunile ce ne provoacă amețeli. Medicul orele Ioana Vodă ne mai spune și când e cazul să ne îngrijorăm din cauza unui dezechilibru fizic de acest gen. Doamna doctor, de unde vin amețelile? Cu toții ne simțim amețiți la propriu uneori și nu știm exact ce ni se poate întâmpla. Amețelile pot proveni din multe locuri. Există hipoglicemie. N-am mâncat de dimineață și sunt amețiți. Există hipotensiunea. M-am ridicat brusc și sunt o hipotensivă. N-am mâncat, n-am băut, sunt deshidratată și sunt ușor amețită. Aceste amețeli sunt metabolice. Am o problemă în acel moment. O lipsă. Exact. Dar dacă o rezolv, mă hidratez, mănânc, o rezolv imediat. Nu este repetitivă, este întâmplătoare. Tuturor ni se întâmplă să fim amețiți. Și cred că și dragostea dă puțin amețeală, dar ne vindecăm repede de acestea. Problema este o amețeală repetitivă și care deranjează. Câteodată este de scurtă durată, câteva secunde, minute, și atunci nu ne impacientează, chiar dacă este repetitivă, ne obișnuim cu ea. Sunt mulți oameni, când se ridică brusc din pat, simt o ușoară amețeală. Când fac mișcări bruște ale capului, când se apleacă brusc, când pun rufele, când fac anumite mișcări bruște ale capului, au o ușoară senzație repetitivă de rotire. Nu putem spune că avem dezechilibru, instabilitate la mers, greață, vărsături, dureri de cap. Nu avem niciun fel de patologie, doar ușoara amețeală rotatorie trece singură. Care oricum ne afectează viața până la urmă. Dar ne afectează viața zi cu zi. Putem să mergem la doctor, putem să spunem despre ce e vorba. Majoritatea medicilor de familie ne dau câteva pastile simptomatice care nu rezolvă problema, doar o amorțesc, ca să spun așa, în sensul că creierul nu mai vede ce se întâmplă cu urechile lui. În urechi avem în mod normal o groază de structuri. Este o ureche foarte complicată, urechea internă, nu numai rolul de a auzi, cât mai ales rolul de a ne ține echilibru. Avem chiar doi nervi de echilibru pe fiecare ureche. Deci amețelile ar veni de la urechea internă, de urechea la niște probleme internă. Pe care le avem cu urechea internă. Bun. Și atunci, astea sunt cele mai frecvente. Avem niște otoliți, niște pietricele, toți, care se mișcă și anunță creierul ce face capul lui. Dacă întoarcem brusc capul într-o parte, atât urechea stângă cât și urechea dreaptă trebuie să spună același lucru. Dacă pierdem otoliți și ne sar dintr-o parte, atunci la orice mișcare bruscă în anumite poziții, o ureche zice ceva și cealaltă ureche zice altceva și avem senzația de o ușoară mișcare rotatorie, tiribobă, fiecare spune în felul lui de a fi, descrie această senzație neplăcută. Mama natură și poziția prelungită într-o anumită parte ne vindecă singur. Însă, dacă tot se repetă, vă dați seama că o problemă mecanică nu poate fi rezolvată cu pastile. Da. Și atunci, cel mai bine este să facem un check-in, verificare de urechi interne și atunci putem să ne găsim cauza și rezolvarea super rapidă și foarte elegantă. Și putem să prevenim această afecțiune? De ce se întâmplă acest dezechilibru de fapt? În general, pățim aceste lucruri când avem o hipovitaminoză D, pentru că ne tot dăm cu creme antisolare și vitamina D se absorbe în prezența UVB-ului, ultravioletelor și a soarelui. De asemenea, când îmbătrânim, facem tot felul de sindrome de osteoporoză și aceste pietricele încep să se spargă, să fie mai ușoare, osteoporotice și putem să le pierdem. Există prin nefolosință. Sunt foarte mulți tineri. E o patologie în general de vârsta a doua, a treia, a patra. Însă găsim cât mai mulți tineri care stau la calculator cu capul nemișcat în anumite poziții, multe ore lucrând, IT-știi noștri celebri, și exact. Când fac o mișcare bruscă, se mișcă toată casa cu ei. Practic nu folosim ceea ce ne-a fost dat, senzorii de mișcări rapide ale capului. Și când știm că problema este din sfera orele și nu din sfera neurologică? Dacă avem dureri de cap, dacă avem greață, dacă avem vărsături, toate acestea sunt caracteristice neurologiei și chiar periculoase. Putem să avem chiar un accident vascular cerebral, putem să avem un accident ischemic. Există și anumite boli care ar ascunde această amețeală?
Da, există. Sunt bolile tiroidiene. Există celebra tiroidită Hashimoto, care este pe stres. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem și luni după un weekend plin de odihnă.